Hei, salut! Sunt Gabriela Calițoiu, un beauty editorial, iar astăzi vă invit la cel de-al treilea episod al proiectului Nicio pauză la menopauză, o inițiativă pe care am lansat-o în parteneriat cu Vichy România. În urmă cu câteva luni am demarat această campanie din dorința de a normaliza discuția despre menopauză, pentru că, din păcate, în 2022 menopauza continuă să fie un subiect tabu. Un studiu recent publicat de The Menopause Hub arată că 66% dintre femei nu știau absolut nimic despre menopauză până în momentul în care n-au experimentat-o. Ei bine, și tocmai de aia suntem noi astăzi aici, pentru a învăța despre menopauză. Ce este, cum ne afectează organismul, cum ne afectează viața, care sunt simptomele și cum putem trece mai ușor peste ele, cum putem face față provocărilor, opiniilor sau comentariilor misogine, dar și cum putem transforma toată această experiență, care de ce mai multe ori e văzută ca un declin, într-o perioadă înfloritoare. Ei bine, despre toate aceste lucruri voi vorbi astăzi cu cele două invitate ale mele, Dana Săvuică. Bună, Dana! Bună, mulțumesc mult pentru invitație! Și eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să vii! Și doamna dr. Irina Oproiu, medic primar obstetrică ginecologie, Dona Medical Center. Mulțumesc tare mult pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi! Doamna doctor, aș vrea să începem discuția cu dumneavoastră. Ce-i drept, în episoadele anterioare am mai tot vorbit despre lucrurile astea, însă dacă sunt oameni acasă care nu le-au urmărit, aș vrea să reluăm puțin discuția și să ne spuneți mai exact ce este menopauza și ce se întâmplă cu corpul nostru când intrăm la această perioadă, de la simptomele pe care le simțim până la efectiv ce se întâmplă cu noi. Menopauza se definește ca lipsa ciclurilor menstruale în ultimul an de zile. De fapt, ce înseamnă menopauza? Înseamnă că ovarul nostru și-a epuizat rezerva foliculară și organismul se confruntă cu o lipsă de estrogen și de progesteron. Atunci, toate teritoriile care au receptori pentru estrogen, mă refer la sfera genitală, la aparatul urinar, creier, tegument, sistem osteoarticular, sistem cardiovascular, sunt afectate de această lipsă. La nivelul sferii genitale, deci nu mai avem menstruații. Epiteliul și mucoasa vaginală se atrofiază, ne confruntăm cu infecții urinare frecvente, cu uneori cu incontinență urinară, tegumentele nu mai sunt atât de bine vascularizate și își pierde elasticitatea, osul începe să sufere și apare osteoporoza în anumite cazuri, și bolile cardiovasculare sunt mai frecvente după instalarea menopauzei. Am înțeles, deci o gamă întreagă de simptome pe care le simțim în perioada asta. Așa este, estrogenul are un efect benefic în toate aceste arii pe care le-am menționat și lipsa lui produce o afectare destul de mare. Dana, aș vrea să îți mulțumesc foarte tare că ai venit astăzi alături de noi, pentru că trebuie să recunosc că ești una dintre puține persoane publice care a acceptat invitația mea și care a vrut să vorbească deschis despre subiectul ăsta și nu doar să vorbească, dar să spună că a trecut prin, că trece prin perioada asta și să ne povestească cum a fost. Da, e adevărat că menopauza poate fi un subiect tabu, deși n-ar trebui să fie, pentru că este vorba despre o evoluție firească a corpului nostru, a organismului nostru. Așa, îmi aduc aminte când eram adolescentă și când am ajuns să am primul meu ciclu menstrual, ce șoc a fost atunci, dar atunci trăiam alte perioade. Acum suntem, vorba aia, bombardate de informații care mai de care mai care intră în detaliu despre menopauză, deci n-ar trebui să creeze panică. Cu toate acestea, eu am avut din familie, am avut o relație foarte bună cu mama, cu bunica și chiar au stat de vorbă cu mine și mi-au spus că la un moment dat o să ajung și la această fază a vieții mele. După care eu de ani de zile merg constant la ginecolog, la endocrinolog, la dermatolog, la nutriționist. Adică e lege pentru mine, cel puțin de două ori pe an îmi fac analizele și o serie de cercetări, astfel încât să fie totul ok, adică să fiu sănătoasă și să pot să-mi continui viața în ritmul meu, care e ușor agitat, dar e de bine. Dar e adevărat că atunci când ciclul meu a devenit neregulat, mi-am dat seama că acelea au fost primele simptome și al doilea a fost o scădere a
fineții pielii, a tenului, era mai uscat, era mai puțin elastic, era, nu mai avea aceeași luminozitate. Și atunci, încetul cu încetul, de exemplu, pentru mine asta a însemnat schimbarea pe parcurs a cremelor cosmetice pe care le foloseam. Pentru că la 20 de ani erau unele mai, eu știu, cu textură mai subțire, mai apoasă, mai ușoară. Și acum au... celule stem, colagen, acid hialuronic, adică au înglobat o altă structură chimică și este e altceva, ce pot să spun, este altceva. Dar cam la atât s-au rezumat simptomele la mine, adică eu sunt una dintre norocoase, ori pentru că am eu o atitudine de văd partea plină a paharului, ori pur și simplu genetic s-a întâmplat să intru la menopauză ușor, n-am avut bufeuri, n-am avut stări de nervozitate, n-am avut stări de insomnie sau de prea mult somn. Adică cam atâta, la asta s-a rezumat menopauza. La ce vârstă ai intrat la perimenopauză, de fapt, când au început primele simptome? Deci eu acum am 52 de ani. Mulțumesc. Și cam pe la 47 de ani am început să am ciclul neregulat și cred că s-a instalat menopauza la 48 și jumătate, 49. Chiar și mama mea a avut o menopauză tot așa pe la 45, chiar 46 de ani. Deci de asta spun că eu cred că e și genetic momentul în care se instalează, nu? Și asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de obicei cam care e vârsta medie la care e în regulă să se instaleze menopauza? Și dacă avem și, na, cunosc foarte multe femei care au intrat mult mai devreme și vreau să vă întreb care sunt cauzele care duc la o instalare precoce a menopauzei? Vârsta medie la care pacientele, femeile intră la menopauză este în jur de 45-50 de ani. Sunt însă și situații în care pacientele intră la menopauză și la 30 de ani. Sunt situații foarte rare, dar există. De aceea este bine ca controlul ginecologic anual să fie făcut cu regularitate, pentru că o imagine ecografică a ovarului în anumite situații ne poate sugera că se apropie menopauza. Și aici mai intervine un factor. Pacientele acestea care intră de vreme la menopauză trebuie să se gândească foarte bine și la viitorul lor fertil, adică trebuie să-și planifice apariția unei sarcini. Pentru că într-adevăr sunt situații în care și la 35 de ani este prea târziu. E adevărat că sunt rare pacientele acestea, dar sunt. Dana, tu vorbeai mai devreme și spuneai că încă de dinainte mergeai la ginecolog, la endocrinolog, nutriționist. Și vreau să vă întreb, către ce alte specializări în afară ginecologie e util să mergem, nu știu, după 40 de ani, să zicem? Trebuie să mergem la un radiolog care este specializat în imagistica sânului. Este foarte important ca după 40 de ani să fie efectuată o mamografie odată la 2 ani. Este necesar un consult cardiologic pentru evaluarea riscurilor cardiace care apar după instalarea menopauzei. Și de asemenea, este bine să se facă o vizită la endocrinolog. Endocrinologul pot consilia femeile în privința osteoporozei, apariției osteoporozei și în privința eventuală unor tratamente care pot contracara această lipsă de estrogen. Voiam să mai discutăm acum despre un punct destul de important, aș zice eu. Citeam un studiu care zicea că o treime din femeile la, mă rog, perimenopauză, postmenopauză se confruntă cu diferite dificultăți sexuale. Fie că le-a scăzut libidou, fie că ating mai greu orgasmul, fie că vorbim de uscăciune vaginală. Ce putem să facem în sensul ăsta ca să remediem cumva lucrurile? După ce ne-am asigurat că examenul genital clinic și ecografic este normal și după ce am efectuat în Papa Nicolau, care ne spune că suntem în regulă și din acest punct de vedere, se pot administra, mai ales pentru uscăciunea vaginală,
produse care au în componența lor estrogen și alte substanțe sau fitoestrogen și alte substanțe care echilibrează flora vaginală și pH-ul vaginal și care sunt de mare ajutor. Și îmi spuneai că chestia asta pentru tine contează foarte mult și ține foarte mult de psihic. Că e o chestie legată de cum te poziționezi tu, cum se poziționează partenerul, cum reușiți ca și cuplu să treceți peste asta mai departe, că na, nu ești doar tu, sunteți amândoi în poveste. Exact, așa este. Din nou, aș vrea să le spun femeilor care se uită acum la noi să nu se teamă de această parte a vieții lor, trebuie să o ia ca atare. Ea se instalează, indiferent că ne place sau nu, există o grămadă de terapii pe care putem să le facem astfel încât să ne simțim bine în propria piele, dar este adevărat că pe lângă aceste aspecte care țin de organismul nostru și iată e doamna doctor aici care ne poate spune ce putem să facem în sensul acesta, când ajungi acasă, totuși trebuie să ai un climat favorabil, echilibrat, adică noi femeile oricum suntem și foarte emoționale și foarte, adică empatizăm foarte ușor sau din contră, cădem într-o stare de depresie poate mai ușor decât un bărbat și atunci luăm totul foarte personal și de multe ori poate ne punem întrebarea, dar ce s-a întâmplat cu mine, dar el de ce nu se mai uită la mine, dar de ce nu mă mai atinge, dar când s-ar putea chiar eu să transmit semnalele acelea de stop, pentru că nu mă mai simt bine în corpul meu, nu mă mai înțeleg cu corpul meu, nu știu de ce se comportă așa, uite de exemplu la mine s-a instalat vreo 5-6 kg în plus, adică indiferent ce fac, nu mănânc, să zicem, mănânc, dar zic, să zicem că mă înfometez, da. Că sunt unele persoane care recurg la genul ăsta de metode extreme. Chiar dacă nu mănânc, chiar dacă fac sport, chiar dacă fac mișcare, nu. Deci ele s-au instalat și toți doctorii mi-au spus, la care am fost, endocrinolog, ginecolog, toți mi-au spus același lucru. Este firesc, asta este menopauza, lasă-o să se desfășoare și încet, încet o să vezi că o să se reechilibreze organismul. Nu te lupta cu ea pentru că îți creează doar o stare de psihică, de frustrare, de nervozitate. Dar de ce? Nu te uita la pozele tale ca la 20 de ani, că nu o să mai fi ca la 20 de ani. Deci ia-o ca atare că ești frumoasă așa cum ești și acceptă-te în noul tău corp. Deci asta e foarte important și aici trebuie să ai o putere interioară care trebuie să vină, să plece din tine. Dacă tu ești mulțumită de tine și accepti toate lucrurile astea care ți se întâmplă ca fiind asta e, asta este cursul firesc al vieții, atunci și tu ești capabilă să te iubești pe tine și să oferi în continuare dragostea pe care ai oferit-o întotdeauna, da? Și atunci când te duci către partenerul tău și el simte că tu ești deschisă, că n-ai nicio problemă, că n-ai nicio grijă, el te ia ca atare, că asta iubește la tine, de fapt, el te iubește cu totul. Și atunci este vorba și despre partener, că intră și el în joc aici, corect, da? Deci trebuie să înțeleagă că este menopauză, că nu te-ai îngrășat pentru că mănânci mult și de nu te mai oprești, că te iubește așa cum e. Deci trebuie să vină și el să ne ajute puțin. Și da, într-adevăr, când ajungi să ai o relație de dragoste care implică și partea sexuală, trebuie să existe înțelegere și să se alimenteze dragostea prin mai multe forme. Ce altceva mai putea să facem ca să traversăm mai ușor perioada asta și să nu mai resimțim atât de puternic simptomele menopauzei? Pot să vă spun din experiența mea că pacientele apelează foarte rar la la tratament de substituție hormonală. Acesta este așa într-un procent foarte mic. Dar se pot administra preparate care conțin fitoestrogeni. Ar trebui să avem un supliment de calciu, de vitamina D, de vitamina E și de vitamina B6. Așa cum a zis Dana, este bine să ne mișcăm cât mai mult, să facem sport. Notul într-adevăr este foarte bun pentru că solicită toate grupele de mușchi. Acum fiecare, poate unele dintre noi nu știu să nuate și e bine să meargă la sală, să meargă pe jos. Da, și o simplă plimbare. Mai degrabă, plimbările prin parc, prin natură, în aer liber, adică da. Lucruri de genul acesta. Să nu intrăm în depresie. Așa cum a zis Dana, asta este mersul firesc al lucrurilor, toate suntem programate la un moment dat să intru. Și chiar dacă se întâmplă, cred că și asta e o discuție importantă.
Să mergi la psiholog. Să mergi la psiholog, da. Asta vreau. Apropo să de zic. Ce spuneai, da. Că la cine ar trebui să da. Mai mergem? Da. La psiholog. Și nu e deloc cu rușine, nu e rușine nici că mergi la psiholog, nici dacă intri într-o depresie, dacă ești la menopauză, adică sunt niște schimbări reale care se întâmplă în corpul tău și de multe ori e posibil să nu le poți gestiona singură. Și bine, dacă ai, de exemplu, mama, bunica, în cazul meu, sau o prietenă, sau prietene, da? Uite, de exemplu, eu am un grup de prietene, suntem patru la număr și ne place și toate suntem la aceeași vârstă, da? Deci intrate la menopauză. Știi cât de mult contează să ieși cu prietenele? Deci atenție, nu cu prietenul, nu cu partenerul de viață, cu fetele. Afară, undeva, la o cafenea, la un restaurant, să mai vorbești, să râzi, da. Să dansezi. Toate lucrurile astea îți aduc o stare de bine, te fac să uiți că ești la menopauză sau te uiți în jur și spui: mă, că și ele sunt la menopauză și uite ce haioase sunt și ce cool e viața, știi? Adică te simți bine că cumva nu ești singură în chestia asta. Nu sunteți singure, nu. Suntem cu toate în aceeași oală, da? A, și alea mai tinere, da? A, o să ajungeți și voi în aceeași oală la un moment dat, da? Apropo de asta, doamna doctora, dumneavoastră vin paciente special pentru tema asta, pentru menopauză? Vor să se informeze cu privire la perioada asta? Clar că sunt, într-adevăr, cele mai multe sunt speriate, nu-și dau seama ce se întâmplă, vin pentru că menstruațiile nu mai sunt regulate, că nu mai vin foarte rar sau vin foarte des. Acesta este un lucru normal, este perioada perimenopauză. Uh-huh. În perimenopauză menstruația poate veni și de două ori pe lună, poate veni și o dată la două luni, este firesc. Sfatul este să se evalueze, să vină anual la medic, să-și facă examenele pe care, care trebuie să le facă și ceea ce este de subliniat, în momentul în care am intrat la menopauză, deci în momentul în care a trecut un an de la ultima sângerare, dacă cumva mai apare vreo sângerare, este un semnal de alarmă și trebuie ca pacientele să vină și să investigheze această sângerare. De cele mai multe ori poate, de cele mai multe ori este banală, nu este nimic, dar poate și semnala prezența unei leziuni precanceroase. Wow! Deci da, asta foarte e extrem de important, într-adevăr, să mergem la medic constant. Revenim puțin la preconcepțiile despre care vorbeam mai devreme. Care sunt preconcepțiile cele mai mari care v-ați întâlnit în cabinet vis-a-vis de menopauză? Cred că cea mai mare preconcepție este vârsta. Deci eu nu pot să intru la menopauză decât la peste 45 de ani. Nu este nimic mai fals. Se poate întâmpla să intre, și am avut paciente care au intrat la menopauză și la 35 și la 37 de ani. Asta, asta este foarte... E de subliniat. Este, da, pentru că, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, e important în cazul în care ne dorim o familie, ne dorim un copil, e important să știm că poate ar trebui să luăm anumite măsuri, nu știu, da, înghețarea ovulelor sau habar n-am, ceva mai devreme. Da, pot să, aici aș vrea să intervin și eu puțin cu o întrebare. Pe vremea mea, deci eu când eram mică, se spunea despre menopauză că e doar pentru femeile în vârstă, la modul în vârstă însemna 55-60. Da. Și acum se pare că menopauza intră... A scăzut. Există vreo cauză vis-a-vis de tot ce se întâmplă în jurul nostru, factori externi? Există factor. S-a demonstrat că fumatul, de exemplu, face ca menopauza să se instaleze cu cel puțin 3 ani mai devreme. Aha. Comparativ, luate femei care au fumat și femei care nu au fumat. Okay. Fumatul și altceva? Da. Stresul, nu știu. Stresul. Și se pare că tot ceea ce ne înconjoară, adică factori care poluează, pesticide... Da, deci mâncarea... Stilul de viață dezechilibrat. Stilul de viață, exact. Da. Și totul e pe repede înainte și cred că și chestia asta, toată repeziciunea intrăm asta așa, într-un a vieții, da? Care... Atunci când ne oprim să ne gândim, dar de ce fac eu asta? Nu, că asta mă gândesc, că poate totul pornește de la creier, se știe chestia asta. Dar de ce aici e computerul nostru și absolut orice afecțiune, orice boală, totul pornește de fapt de la creier. Inclusiv gândurile noastre negative, dacă alimentăm creierul în fiecare zi cu gânduri negative, gândurile alea, se face o reacție chimică în corpul nostru și corpul nostru începe să se lupte și creează o boală. Corect? Da, secretă hormon de stres, care așa, hormon de stres duc la boală, da? Bun, și atunci mă gândesc că stresul în care trăim și toată nebunia asta și haosul ăsta din jurul nostru
se duce informația la creier că e o problemă și se vor organismul zice, ok, păi hai să-ți blocăm astea, ovarele, uterul, aia, nu? Deci menopauza. Deci, probabil că nu înțeleg, înainte parcă totul era așa mai liniștit și atunci femeile chiar... și probabil și chestia asta, că erau fertile, făceau mai mulți copii sau erau casnice, stăteau acasă, nu? Începeau să facă copii de mult mai devreme. Așa, da. Acum sunt multe doamne care se gândesc să facă o primul copil pe la 40 de ani. Total. Greșit. Exact. E posibil ca la vârsta aceea să nu se mai poată. Da, dar na, asta e o alegere personală a fiecăruia, fiecăreia. Da, acum vorbim despre cauzele instalării menopauzei și ce se întâmplă, deci, nu? Da. Revenim puțin la lucrurile bune pe care ți le-a adus menopauza. Ce crezi că ai învățat cel mai bine mult și ce ai descoperit la tine în perioada asta? Da, cred că am spus asta deja. Mie menopauza, în primul rând, n-am lăsat-o să mă afecteze. Da? Deci psihic și chiar dacă fizic s-a jucat așa puțin cu mine, nu am lăsat-o efectiv să mă afecteze. Și în ceea ce privește partea psihică, eu mi-am continuat viața așa cum mi-am dorit, fără să mă intereseze prea tare aspectul acesta că am intrat la menopauză. În același timp, pe partea cealaltă fizică, m-a făcut mult mai atentă cu corpul meu. Mult mai atentă. Adică tot ce zice doamna doctor aici, eu am luat-o ca atare și am început să merg la doctor regulat, cred că de la vreo 35 de ani așa, atunci am început eu să fiu foarte atentă și cu ecografie mamară, cu mamografie din 2 în 2 ani, cu absolut tot ce înseamnă analize pe care pot să le fac pentru ca să știu că sunt sănătoasă și dacă aș avea orice să preîntâmpin, adică să previn. Deci prevenția pentru mine e foarte importantă, inclusiv la partea de cosmetică, adică clar. Orice afecțiune care este surprinsă într-un stadiu incipient este mult mai ușor de tratat, dacă nu chiar se poate vindeca. Dacă ar fi să dați un sfat femeilor care ne urmăresc acum și care se apropie, să zicem, de perioada asta perimenopauzei, ce le-a spune? Să nu se sperie. Să o ia ca atare, să știe că este viață și după menopauză, că suntem femei și după menopauză. Nu. Da. Dar n-a tot ce le transmiți. Același lucru. Idem, da. Nu, deci asta este. Ești femeie până în ultima clipă a vieții tale. Așa te-ai născut, așa vei pleca de pe lumea asta. Dar important este, într-adevăr, în momentul în care simțim aceste simptome, să le luăm ca atare și să spunem, ok, o nouă etapă a vieții mele. Life goes on. Și iar femeia este tot timpul, vă puteți exersa instrumentele de feminitate, de exemplu, știi? Adică putem să lucrăm puțin la asta și, bineînțeles, atitudinea. Cu atitudinea pozitivă și cu zâmbetul pe buze și cu optimism, arăți că ești o femeie frumoasă la orice vârstă. Că ești sau nu la menopauză, nicio pauză la menopauză. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați răspuns afirmativ invitației noastre. Sper că am oferit informații utile, atât pe partea medicală, cât și despre o lecție de viață de la Dana. Mulțumim tare mult! Iar noi ne vom revedea în curând cu un alt episod din proiectul nostru, Nicio pauză la menopauză.